fiecare zi care trece, societatea occidentală și lumea în general se cufundă tot mai mult și tot mai greu în ceea ce se numește individualism, în izolarea omului. Este o nouă formă de revoltă împotriva lui Dumnezeu, asemănătoare cu aceea prin care El a spus oamenilor: răspândiți-vă pe toată fața pământului, iar oamenii au spus: nu, ne vom strânge într-un singur loc și vom construi turnul Babel și în jurul lui, acolo ne vom concentra. Astăzi, Dumnezeu, care a spus nu e bine ca omul să fie singur, este lovit peste obraz cu tocmai ideea aceasta a izolării omului, a individualismului. Aceasta este generația, conform unui iubit profesor din Franța, aceasta e generația oamenilor cu capul plecat. Ne întâlnim în familie, dar umblăm în telefoane fiecare, copilul nu mai are părinți, are telefon, suntem online mai tot timpul, omul este izolat, în timp ce pretinde a fi în comuniune cu lumea întreagă, în realitate n-am observat că în timpul acesta s-a petrecut totala lui izolare. De ce a spus Dumnezeu? Nu e bine să stai acasă, ci e bine să mergi la biserică. Pentru a fi biserica plină, nu pentru tine. Citeam de une zi și lucru pe care este atât de bine cunoscut, că pentru a educa un copil nu trebuie o mamă și un tată, ci trebuie un sat întreg, un oraș întreg, trebuie de fapt o lume întreagă, trebuie o istorie întreagă, contribuie tot universul acesta într-o plăcintă cu mere, sunt lucruri legate de planeta Jupiter și de altele care sunt în universul nostru, toate lucrurile sunt legate între ele. Noi vorbim adesea de gura satului, dar ar trebui să ne gândim la alte două lucruri, cum ar fi ochii satului, te vede satul, cum ar fi urechile satului, te aude satul, și cum ar fi inima satului, te simte satul și te iubește satul și te dorește. Adică sat referindu-ne noi la comunitatea în care ajungem să trăim. Izolându-ne de comunitate, nu, eu stau acasă, biserica aceasta este izolată, nu a ieșit din lume, stă într-o parte. Lucrul acesta nu e de folos nici oamenilor, nici lui Dumnezeu și mai ales nu ți este de folos ție. Să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii de obicei. E frumos când stăm acasă și urmărim online și este vremea aceasta pe care n-a visat-o nimeni. Dar aceasta nu va putea să țină niciodată locul părtășiei frățești, întâlnirii noastre cu satul, cu adunarea, cu familia lărgită, la sărbători, la aniversări și așa mai departe. De ce? Am trebuință să expun viața mea. Dacă sunt izolat, nu voi ști în ce direcție merg, pentru că nu am repere. Dacă sunt în mijlocul oamenilor, se va găsi cineva care să-mi spună că am ceva pe nas și trebuie să mă șterg. Nici n-aș fi știut dacă nu era cineva să-mi spună lucrul acesta. Izolându-te de comunitate, nu este o cale de a-ți păzi inima, ci este o cale de a-ți primejdui inima. Pavel a primit de revelația Evangheliei direct de la Iisus, dar n-a considerat și nu a avut această aroganță de a se izola pe bază că a primit Evanghelia direct de la Iisus. N-am primit-o de la apostol, ci direct de la Iisus. El m-a învățat lucrurile acestea. Și a luat această Evanghelie și a mers cu ea în familie alărgită, la Petru, la Ioan, la toți ceilalți. Uiteați, fraților, despre ce predic eu și cu ce mă ostenesc eu. Ce aveți de spus despre lucrul acesta? Și el spune: nu mi-au adăugat nimic la ce am predicat, decât mi-au spus să fiu atent la binefacere, să mă dedau la teologie până uit de săraci și de bolnavi. Izolarea aceasta nu este conformă planului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a rugat niciodată pentru om să fie izolat. Nu e bine ca un om să fie singur, ci este bine ca el să fie în public, să fie în permanentă legătură cu societatea, să fie parte din viața cetății. Acesta a fost argumentul lui Iisus când a fost judecat. Și dacă El a avut această viață, este probabil pentru fiecare dintre noi suficient să înțelegem că e cel mai frumos fel de a trăi. Fiindcă o viață neexpusă, o viață netrăită în comunitate și în societate, este de fapt o fugă de realitate. Este o ascunzătoare, este un bârlog în care un om se izolează și se micșorează, se reduce până la dispariție. Fiți gata să dați răspuns pentru nădejdea care este în voi, oricui ar fi interesat de lucrul acesta. Aceasta înseamnă interacție. Iată argumentul lui Iisus în procesul prin care a trecut el. Eu am vorbit lumii pe față. Nu am stat în vreo peșteră sau am fost ascuns undeva, eu am vorbit pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă, în adunare și în templu. Totdeauna am făcut lucrul acesta. Am spus în public ceea ce am avut de spus.
bine pentru unii sau rău pentru alții, dar am spus în public ce am avut de spus. Toată lumea a auzit lucrul acesta. Am vorbit în sinagogă și în templu unde se adună toți iudeii. Toată lumea a fost acolo, toate categoriile. Nu am căutat să-mi strâng în jurul meu doar un fel de pălmaș care să mă aplaude. Nu, ci acolo se adună toată lumea. Și n-am spus nimic în ascuns. Nu am o parte a vieții pe care o cultiv și care este diferită sau opusă acelea care apare în publică. În cazul acesta aș fi o ființă perversă. Iisus spune, am trăit viața în public, am trăit viața în sinagogă, am trăit viața înaintea tuturor oamenilor, am învățat pe oameni în auzul tuturor, n-am nimic ascuns care nu am împărtășit cu lumea în public. Dacă aceasta este viața pe care a trăit-o Iisus, aceasta este viața la care ești invitat și tu. Poate că aproapele tău sufere de izolarea aceasta. De un exemplu frumos prin a-l invita la o întâlnire, la oameni, la un grup de oameni care au preocupări sfinte și care doresc același lucru pe care îl dorește și sufletul tău, și anume creșterea în credință și apropierea de Dumnezeu. De la urechea sau de la gura satului, la urechea satului și la ochii satului și la inima satului, avem trebuință să mergem la ochii lui Dumnezeu, la urechea lui Dumnezeu, la inima lui Dumnezeu față de noi. Și inima noastră, care deși cu vrerea sau fără vrerea noastră, este o carte deschisă, să fie o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu de propria noastră mână. Noi să fim aceia care deschidem cartea și paginile ei ca bunul Dumnezeu să citească, fie că e frumos, fie că e urât acolo. El iubește pe cel despre care vorbește cartea aceasta, care ești tu și eu.